justificați o atitudine greșită, punând o altă întrebare și întorcând masa. Apreciez că faceți asta, dar faptul că știu ce faceți nu este vina mea. Uitați ce se întâmplă. Situația este atât de gravă în care este acest popor, în acest moment, din cauza pandemiei, din cauza restricțiilor, din cauza economiei, din cauza faptului că guvernul acestei monstruoase coaliții nu rezolvă problemele, mai ales cele financiare ale omului, din cauza că eu văd cozi întregi la ce are, pensionarii se îndatorează. Eu vă spun, cred că peste 4 ani de zile veți deconta toate aceste lucruri. Tot ce afirmați acum, ce se întâmplă în Parlament, faptul că ați trecut din nou la austeritate. Austeritate cruntă. Nici un amendament n-a trecut la buget. Ce înseamnă austeritate cruntă? Păi vă spun eu, în 2008, în 2009, a fost foarte clar că austeritatea nu dă rezultate. Că este un lucru foarte rău, prelungește criza și chinuie practic populația. Chiar și domnul Olivier de la Fondul Monetar Internațional, care întâi a fost proponentul acestei austerități, a scos un studiu care arată că austeritatea nu merge. Ce face coaliția? Face la sânge. În momentul în care cine... Ce face la sânge? Bugetul la sânge fără niciun amendament. Păi eu vă spun dumneavoastră că atunci când mergem în Parlament, puțin, ne votăm conștiința. Da, stați puțin, dacă... faptul că a făcut bugetul la sânge, nu înțeleg ce înseamnă păi, asta. Nu păi înseamnă da, austeritate. Cum nu, ați tras dumneavoastră puțin. Concluzia austerității? Păi asta este cum austeritate. Când, nu, când tu votezi în Parlament împotriva instalațiilor de prevenire a incendiilor în ATI, ăsta este austeritate la sânge. Nu vă supărați. Cred că ce înseamnă? Ce înseamnă? Poftiți, au murit oamenii în ATI. Nu, una, păi și ca să votezi împotriva... Austeritate înseamnă altceva. Eu așa cred că dumneavoastră... Păi da, un buget auster care nu permite niciun fel de flexibilitate. Asta este ce s-a întâmplat în Parlamentul României. Eu m-am uitat la cei din jurul meu și nu pot să înțeleg cum este posibil, dacă noi suntem primiși acolo să ne votăm conștiința, să votăm ca toată împotriva intereselor unor oameni. Să votezi împotriva instalațiilor de prevenire a incendiilor în ATI, dumneavoastră vi se pare asta normal? Îmi pare foarte rău.